Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou match de Overwatch 3 vs 3. O să joc de data asta, trebuie să fac un win ca să-mi dea încă o cutie. Am deja 8 și cine știe, poate la 20 de cutie o să fac un case opening super șmecher. Adică sper să fac un case opening și să fie și forță maximă. Vedem ce o să se întâmple. Get it. Până acum am găsit match aproape instant la 3 vs 3. Acum că vreau să filmez, mă pun să aștept. Nice. Mai am un pic și o să-mi dea și steluța vieții. Trebuie să fac level 101. Și o să primesc steaua. Yay. Let's go. Vreau să joc cu Widowmaker. Gen, o să joc două... One shot. One kill. What the fuck? Vreau să joc două 3v3 în care să joc numai cu Widow. Interesant. 128, 171 level. Da. Și la ei sunt toți 3 de level 100 plus. De ce? Nu-i corect, că ești în luci. Să nu vină mă prin partea asta, să vină prin partea acolo. Foarte faină Widow, adică ai șansa totuși să dai o leveniță dintr-un glonț sau glonte. Frate, da. Ok. Am luat un assist. Băi, bine și așa. Acum merg numai Widow, am zis clar. E foarte șmecheră, uite, păcat că dacă o iei pe rank-uri, adică competitive, îți face lumea flame la rupere maximă. Nu știu din ce motiv, că e un campion tare, adică, da de rupe. Hai că se vede mai ok așa. Cred. Nu știu. Hai, titele, arată-ți fața să-ți dau lebeniță. Nu vrei, nu vrei. O, oh, acolo e. The fat fuck. Lebeniță. Vezi, de asta e faina Widow. Opa. I-am dat ceva damage. What the fuck, frate, serios. Ideea e că trebuie să stau la distanță cu Widow. De aproape. Ești pârlit, rapid. Nu? No one can hide on my sight. Nice! Well played. I like it. Multă lumină, my friend. Așa reglăm aici lumina. Fără lampe, fără chestii. Better, better, nice. I like it. Widowmaker bagaboanta. O, ăsta și-a pus deja chestia asta din sezonul 2. Match point. Let's see. Opa. Nu, frate, n-am apucat să trag. Păcam mi-a șteneșii. Hai că spectă. Sniper, get your head down, bă drag. Joacă bine, băieță. Băieții Taker Gay. Problema e că a rămas ăsta singur contra la 2. Sniperul și... Junkrat-ul. Sincer, ar trebui să-i bată. Junkrat-ul nu prea are țintă. Aparent nu. Nu a ieșit bine. Hai, încă o șansă. Probabil că l-o să joace din nou cu Widowmaker, așa că ar trebui să fac cumva să-l pleznesc direct în Mufou. În Mufasa.
Nu știu dacă se uita cineva la campionatul de Overwatch, bine, nici eu nu m-am uitat. M-am uitat numai la finală, practic. Fnatic versus Misfits sau ceva în genul. Și aparent au câștigat Misfits. Bun. Aici, care au prins Lebenița primul, au câștigat duelul. What the fuck? Bun, hai că l-o feliat ăsta. Am auzit ceva pe aici. Nu, frate! Cum îmi dă stun-ul, frate, dacă eu m-am dus de acolo? Eu nu înțeleg fazele astea în jocuri. Da, bun, am câștigat. Earned loot box, nice! Arată interesant asta. Noi doi morți și ăla în viață. Ia să vedem. Ăsta cred că e cel mai fain skin pe... Cum îl cheamă pe ăsta? Pe Genji. Carbon, cred că îi zice la skin-ul ăsta. Și și destul de ieftin. 3-1. Not bad. Mai am nevoie de ceva XP, încă 10.000 ca să promovez. Promotion. Bun. Să mai dăm încă unul. Hai, frățior, mai rapid. Widowmaker. Super fain modul. Chiar îmi place extrem de mult modificarea asta în Overwatch. Printre cele mai bune chestii pe care le-au adus vreodată un joc. Foarte puține jocuri aduc niște schimbări benefice. De obicei fac niște schimbări care până la urmă se dovedesc a fi penale. Ăsta e genial. 1v1, 3v3, în absolut toate jocurile de tip shooter sau chestii genul ar trebui să existe un mod de genul. 1v1, 3v3. Și la CSGO ar fi fain să existe mod implementat ei, 1v1. Iar la League of Legends, ca să nu mai ceară lumea 1v1 și chestii de genul, ar trebui să implementeze ei un mod. What the fuck? Frate, trage cineva. Era healerul meu. De obicei când joc cu primates nu mă aștept la healing și chestii. I-am dat o leveniță la porc. Au și healer. Dacă aș scoate healerul, ar fi fain. Hai, frățioare, arată-ți leveniță, te rog eu. Promit că nu te omor. Nu încet. Leveniță. Greu să o pălesc pe Ana, că văd că știe ce să facă, adică să se miște extrem de mult. Frate, ajută-mă, el fuge, bă, ești nebun. Primates. Tot timpul radați. Suntem doi. Ăla vine pe mine. El în loc să-l atace, fuge. Mai ales că totuși Diva, gen, e ștang, frate. Oricum, am zis că o să merg numai Widow, deci merg numai Widow. Bun. Hai totuși să scoatem și voice chat-ul. Da, de obicei, what the fuck, ce bug. De obicei, când joc cu prima, nu prea câștig, sincer. Și, no, e ceva totuși interesant, adică reușesc să câștig în meciuri cu alte persoane, dar nu reușesc să câștig când intră prima, știi? Adică e o coincidență un pic cam mare. Aș zice.
Unde o fi oare aia? M-a auzit pași în zona asta. Da, el se duce cu Ana la atac. Nu mai am rămas. Nu, frate, dau la unde e naibai. Pe Ana vreau să o omor neapărat. Dacă îi dau la Ana lebeniță, restul e ușor. Adică restul. 1. Hai, frate. Și ăsta probabil e AFK, nu? Ah, el se plimbă, frate. E bun. De asta urăsc primates. Frate, de ce nu pot să vorbesc pe ea? Da, rusul, frate, normal. Da. Când pici în echipă cu ruși, asta se întâmplă. Gen. Ca să vedeți ce înseamnă ruși într-un joc. Și totuși, rușii n-au serverul lor, unde să se joace numai ei, gen proști pe proști. Bine, adică... Da. Nu-s rasist, dar sunt babula în ruși. Nu cred, am picat-o cu aia. Ai de capul meu. Ai de capul meu. Am picat-o cu aia, nu-mi vine să cred, frate. Care erau șansele? Deci care erau șansele, frate? Să pic cu ruși din nou. Așa ceva mai rar. Mă vede ăla. Bun. Păcat că-s obligat să joc cu ruși. Și aici. Gen, ce-am făcut să merit asta? Hai, frate, arată-te, du-te în pușcării odată. Asta e greu să omor. Nice! Hai, am scos runda de unul singur. Arde-i focul de ruși. Deci o ieși de acolo și a intrat altcineva instant. Interesant. În orice caz, rușii sunt dezastru intergalactic. Urăsc rușii. La maxim. Mamă, frate, dar dau fenomenal. Uite, ești tâmpit. Au, nu, au torpor. Bun. Apare și acolo, sto ruși. Văd că și asta o să fie un joc dominat de ruși. Ce mă bucur. Torbjorn, arată-te focul. Bun. Hai că se termină, abia aștept să scap de rușii ăștia. Dar nu mai am chef să joc ei. Bun. Ruși în Overwatch, frate. Dar în orice caz, da, la care tot sare acolo cu Widowmaker. Super fan, îi dau lebeniță, nu știu cum reușesc, dar îți bun, frate, ești bun. Fuck that shit.
Oricum, care erau totuși șansele să pic din nou cu roșii ăștia borâți? Și care erau șansele să pic din nou cu roșii gen în match per total? Adică, frate, sunt numai roșii. De ce? Tracer. Nice. Nu, frate, cum noi am dat levei, să nu înțeleg. Opa, healer-ul e aici. Ai belit-o. Poate că nu. Bun, le-a scos healer-ul. Trebuie să stau pe sus. Eu cum... Cu tracer o să fie greu. Hai să-i lăsăm un trap la ușă. What the fuck, de unde-o tras? Aici e scandal. Fițelei! Fițara al drag cu mașina! Arată-te. Vezi, nu-mi dă rusul. El ardă-l focul de țigan. Asta înseamnă să fiu un goz, infect. O nație de nenorociți. Ruși ordinari. Unde naiba ești firar al drecu? Mamă, dar se mișcă extrem de rapid, băga mea ștene și... Vezi cât e de jegos? Infectul dracului. De rus borât. Da. Practicam acum ultima activă. Nice, bine că am scăpat de ruși, frate. Mă bucur extrem de tare. Sardă în iad toți rușii. Oricât de rasist ar suna chestia asta. Am ținut să scriu asta. Nu m-am putut răbda. Îi urăsc la maxim. Am picat de două ori pe ei în match. După ce odată au ieșit la niște homosexual ratați ce sunt ruși ăștia borâți. Two player. Deci aici au fost numai doi player sau ceva în genul. În fine. Cam atât și cu meciurile astea de 3v3. Sincer, urăsc rușii la maxim. Sper să nu mai pic niciodată cu ruși. Deși văd că și Overwatch-ul e plin de ruși în momentul de față. Ei, mă bucur foarte tare. Nu uitați, în seara asta, live stream. Cam atât și cu episodul ăsta, nu uitați, dacă vă place seria asta de Overwatch, apăsați butonul de like, până data viitoare, forță maximă și salutare!